Potrivit cu ceea ce am pe inimă să spun, zic mai întâi, binecuvântat să fie Domnul din veșnicie în veșnicie. Amin. Și Scriptura adaugă și cuvintele și tot poporul să zică amin. Binecuvântat să fie cei doi. Ați vrut să predic la nunta voastră, iată Domnul ne-a dat zile, suntem aici. Și fie ca harul Domnului să fie peste voi, peste familie și peste noi toți. Voi spune ceva, dragi miri, sub titlul O rugăciune îndrăzneață. Și cuvintele astea le extrag din textul biblic. În cartea a doua a lui Samuel, în capitolul 7, în versetul 27, stă scris. Vă amintesc că sunt cuvintele lui David în rugăciune către Dumnezeu. Căci tu însuți, Doamne, oștirilor Dumnezeului Israel, te-ai descoperit robului tău zicând, eu îți voi întemeia o casă. Și accentuez. De aceea a îndrăznit robul tău să-ți facă această rugăciune. David a considerat că ceea ce a cerut nu-i ceva puțin. E o îndrăzneală să ceri așa ceva. Repet, de aceea a îndrăznit robul tău să-ți facă această rugăciune. Imaginați-vă că se prezintă cineva la o audiență în fața unui rege. Să-i ceară ceva în bunăvoința sa de monarh. Și s-ar putea să primească. Dar vă rog să vă gândiți cum ar suna dacă s-ar prezenta la rege și a spune, vă rog să mă înfiați. Vreau de astăzi să fiu și eu prinț. Ar fi cam îndrăzneață rugăciunea asta, cererea asta, nu? Cine știe să-i încorporăm și pe copii, pe adolescenți, pe tineri, ce a cerut David încât a considerat că este o rugăciune îndrăzneață? Iată ce scrie în continuare, versetul 29. Binecuvintează dar casa robului tău. Și dacă ne-am oprit aici, nu asta e îndrăzneala cea mare și cererea cea mare. Binecuvintează dar casa robului tău să dăinuiască pe vecie înaintea ta. Că știa David și a zis că tu, Doamne Dumnezeu, le-ai vorbit și prin binecuvântarea ta casa robului tău va fi binecuvântată pe vecie. Despre Dumnezeu este scris și a spus-o Domnul Iisus Hristos, Fiul Său, care este adevăr curat, că El, Dumnezeu Tatăl, Creatorul, soare și ploaie, adică lucruri necesare existenței vieții pământești, le dă și la cei răi. Aș putea să mă duc mai încolo cu limita să spun că niște demoni l-au rugat pe Domnul Iisus încă să nu-i trimită în adânc, să-i mai lase să umble pe aici, pe pământ. Și au zis, hai, fie și pentru voi. Dar pe păcătoși, pe demoni, dacă ar cere să-i binecuvinteze Dumnezeu pentru veșnicie, ar asculta? Nu. Sunt multe haruri care le cerem de la Dumnezeu și cine ar îndrăzni să spună faceți vreme până stați azi la masă când mai sunt pauze și să socotească cineva, băi, eu am găsit ceva ce nu vine de la Dumnezeu. Ceva ce a apărut așa, am scos eu din buzunar. Dar toate acestea, mi-am notat strofa asta ce a cântat-o Tabita, când pică bine aici. Tot ce e pe pământ, când toate se vor vesteji, și tronuri, și case, și fețe frumoase, și haine sclipitoare, și florile, și toate în praf vor cădea, acei ce vor birui în cerul iubirii vor sta.
Din cât știu eu, undeva în nordul Italiei este o biserică ce are trei uși. Două sunt de intrare și una de ieșire. Una are simbolul un trandafir să intre pe ea cei ce au venit cu bucurie. Alta are pe ea o cruce să intre cei triști. Dar la ieșire e numai una și scrie deasupra: important este numai ceea ce este veșnic. Și crucile putrezesc și florile se usucă. Dar este ceva ce nu trece. Am fost alaltăieri plecat la o înmormântare în comuna natală, n-am văzut atâția oameni adunați niciodată. A trecut din viață un tânăr de 21 de ani, un elev eminent, premiul întâi pe linie, olimpic național, student la Academia Militară din București, a fost străjuit de oameni cu grade, a fost apreciat, dar s-a dus printr-un sfârșit năprasnic. Atât părea de promițător, l-au plâns mulți oameni de lume, au plâns ce copil, ce viitor avea, ce șanse. Din nefericire, în ultimul an n-a mai venit la adunare. Și dacă ar fi trăit, vorba lui Solomon în Eclesiastul, de două ori câte 1000 de ani, și să fi fost rege, nu rămân veșnice nici casele regale. Cum zice poetul: unde-i lumea cu renume cât și lumea omilită, care a căzut în luptă în puternica ispită? Toate pălesc. Stai o rugăciune îndrăzneață să spui: Doamne, când toate se sting și se și uită, fă, Doamne, casa mea să rămână pe vecie și nu doar undeva agățată de vreo stea înaintea ta. Doamne, ascultă-ne rugăciunea asta la toți. Rog să rețineți, David n-a îndrăznit să facă această rugăciune până când nu i-a promis Domnul ceva. Scrie aici, în 2 Samuel, capitolul 7, versetul 11, și Domnul îți vestește, spunea prorocul Natan, că îți va zidi o casă. Am citit din Apocalipsa 19 despre făgăduințele care le avem și noi le știm din întreaga Scriptură. Și zice în cartea Iov, întreabă Dumnezeu, cine ar îndrăzni să se apropie, și în Ieremia scrie de asemenea asta, de capul lui, de mine. Unde să-L căutăm pe Dumnezeu? Zicea Iov, dacă mă duc la amiază noapte, nu e acolo, să-L caut în altă parte, nu-L zăresc. Dar ne-a ieșit Dumnezeu în întâmpinare cu făgăduințe, ca la robul său David. A avut evreii promisiuni, de aceea se țin ei că sunt cineva, da, și scrie în Roman că sunt mari, că au primit cuvintele lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel al neamurilor ne-a adus nouă informația că ce a avut Dumnezeu pentru evrei e și pentru noi. Și făgăduința lui este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Că s-a spus despre el, scrie în Isaie, prea puțin să mântuiești numai un neam. Chiar dacă e cel mai special de pe pământ, zice, te pun să fii lumina neamurilor. Și Dumnezeu a știut că în existența umană, terestră, se va naște și un neam românesc și s-a îndurat și dintre noi să mântuiască. Ieri îmi povestea cineva în Bistrița că în Spania o familie de români se sculau dimineața, mergeau la adunare și a văzut un spaniol că și el la aceeași oară o mergea și la un moment dat au povestit: cine sunteți? Pentecostal? Și noi pentecostal. Și întreabă pe români: voi credeți în lucrarea Duhului Sfânt? Voi credem. Atunci a zis bătrânul: să vă spun ceva. A fost o descoperire când eram eu copil, că pe meleagurile noastre va veni un popor care vom vedea că e mai rugativ decât noi, că aleargă la casa Domnului mai mult decât noi și ce tot am așteptat să împlinească. Au venit și alte popoare, dar când ați venit voi români, am văzut că la voi țineți mai tare la pocăință decât alții. Să mulțumim Domnului că se îndură de noi. Și chiar noi aici pentru Biserica Betel îi spuneam cuiva care urmează să se mute membri aici la o familie, zic, e bine să vă mutați, că pentru biserica noastră, pentru viitor, Dumnezeu are niște făgăduințe. Dar făgăduințele de fapt al Dumnezeu nu sunt numai pentru anii care vin,
și pentru veșnicie, mărit să fie Domnul. O întrebare. Când a făcut Domnul această promisiune lui David și apoi David în urmă a venit cu acea rugăciune îndrăzneață? Vă doresc și vouă să vă întâlnesc în rai. Să spui, frate Iosif, știi ce ai spus la nuntă la noi? Nu știu dacă ne mai amintim. Dar să-i spuneți Domnului, am plinit Domnul că rugăciunea trebuie să fie a voastră. Nu e o urare, e o rugăciune îndrăzneață. Deci predica asta se lasă cu o aplicație, ca voi să cereți, Doamne, fă, să spui Dani, să spui Claudia, să fim în veșnicia ta. Scumpa mea, așteaptă. Păsile și eu. Să ne ajute Domnul pe toți. Când a îndrăznit David să rostească această rugăciune? Vă citesc din cuvintele fiului său Solomon, care spunea, atunci când el a ajuns împărat, citesc din Cartea Întâi Împărați, capitolul 8, versetul 18. Și Domnul a zis tatălui meu David, fiindcă ai avut de gând să-ți dești o casă în numele meu, bine ai făcut că ai avut acest gând. Aprecia Dumnezeu gândul de a zidi o casă Domnului, deși n-a avut, să zicem, Dumnezeu, a spus-o clar, pretenția asta. Că doar ce casă să zidim lui, ca lui sunt toate. El e creatorul absolut, unic. Dacă vrea cineva să primească o astfel de făgăduință ca David, să îndrăznească să rostească o rugăciune ca David, să rostească la casa Domnului și apreciem astăzi că sunteți în biserică. Nu se poate să cer ceva pentru casa ta fără să te intereseze lucrurile sfinte, fără să-ți placă în casa Domnului. Cineva a visat într-o noapte că a ajuns într-un loc unde toți oamenii se închinau, reamăreau pe Dumnezeu, cum a fost îndemnat la rugăciune, stat puțin și a zis, nu, este și alt spațiu pe aproape. Zis, bă, da. A dus acolo, era invadat de leviți, cântau toți. A stat și acolo o cântare, două, nu are spectacolul și altceva în program. În altă parte erau ăștia care studiau. În fine, a fost visul cu mai multe scene din asta. Și a zis, nu, altceva nu este? Zis, nu, este, dar e tot cam de genul ăsta. L-a scos afară din clădirea aia, multicoloră să o numesc, și a zis, uite-te și tu totuși unde ai fost, ai idee. Îți poți povesti și scria, împărăția lui Dumnezeu. De fapt, nu te poate binecuvânta Dumnezeu pentru veșnicie dacă nu-ți place atmosfera lui, că acolo nu este altceva. Mărai nu mergem să clevetim, să avem show-uri în care să ne batem joc unul de altul. Doar așa să mâncăm până, să bem până uităm de noi, nu. Vrei să te binecuvântezi Dumnezeu pentru veșnicie? Să-ți placă atmosfera din prezența lui Dumnezeu. Iată de ce vin mirii la adunare. Și ne place de mirii care apreciază asta și spun unii, frate, poate întârzia 10-15 minute dacă trebuie și o jumătate de oră. Noi ne silim cât se poate să fim ordonați. Dar când sunt unele nunți la care repede o jumătate de oră și apoi să stăm la masă până uităm de noi, la biserică apoi mai rar, dacă nu ne place la biserică, în rai, o să fie mare plictiseală. M-au spus unii de zilele noastre pline, la biserică toată ziua, ce faceți până seara? Doamne, 10 ceasuri în adunare. Dar zice psalmistul că o zi în casa Domnului faci, în curți, auzi, că leviții n-aveau voie să intre în clădire, numai preoți, leviții numai în curte. Face mai mult decât 1000 în altă parte. Se întorcea fanfara de la Turda, vremea comunistă, cu trenul de la Galați pe Cluj și au cântat, s-au adunat oamenii, eu nu oricând asculta o fanfară. Și au început să povestească și să cânte o atmosferă așa plăcută. Și nu mă anunță cineva, oi, pregătiți-vă că e apahida, urmează Clujul.
Și omul acela zice, nu se poate. Dom'le, vă spun povești. Nu se poate, cum a trecut așa repede? Zice, așa între sfinți, trece repede. Nici nu știm cum e, sau cunoașteți întâmplarea aceea că două surori au zis, care moare prima să vină să spună la cealaltă, cum e? Și după 15 ani visează cu cealaltă și spune, e atât de frumos. Păi da, nu-i frumos că te-a rugat după ce mor să nu spui și tu nu spui după 15 ani. Deci abia am ascultat o cântare. Că în împărăția lui Dumnezeu e pace, bucurie, neprihănire în Duhul Sfânt. Vrei să poți rosti rugăciunea asta îndrăzneață? Rostește-o gândindu-te că îți place în prezența lui Dumnezeu, că vrei să-i faci o casă, nu să-i facem noi casă, ne face El nouă, a spus Domnul Iisus că sunt locașuri care ne le-a pregătit. Doamne ajută-ne să ajungem acolo. Cum avem noi o cântare frumoasă, tu de ce nu vrei să vii cu noi? Pe întinsele câmpii. Am citit în Apocalipsa 19 că se va termina cu Babilonul acestei lumi. Și se va cânta, aleluia, asta înseamnă, te lăudăm, Doamne. Și o atmosferă de nuntă și o fericire, ceva de nedescris. Oare pe cine cheamă astăzi Domnul la mântuire? La nunta noastră ne-am rugat dinainte să mântuiască Domnul pe cineva. Și s-a întors la Domnul un tânăr din județul Bacău, din familie de catolici. Apoi s-a întors la Domnul și frate său și a rămas oricum așa legați. Fie ca și la nunta voastră să cheme Domnul pe cineva la nunta cerească. Mai adaug ceva. A zis David aici și înțelegea bine ce spunea 2 Samuel 7, versetul 28. Acum, Doamne Dumnezeule, Tu ești Dumnezeu și cuvintele Tale sunt adevăr. Noi nu operăm cu relativități, așa cum ne-a obișnuit postmodernismul nostru. Și Tu ai vestit harul acesta robului Tău. Așa am citit și în încheierea celor amintite din Apocalipsa 19 și asta scrie frecvent în cartea Apocalipsei. Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și Tu ai vestit harul acesta robului Tău. Vreau să vă spun și vouă și nouă tuturor, dacă noi vom ajunge acolo și vom ajunge că e adevărat ce a spus Dumnezeu, totu-i har. Nu-i cum spune în poezia aceea lui Ioanit, dacă la Jehova sau la Joi e un rai mai sus de stele, nu mă duc purta de alții, ci pe aripile mele. Taci că nu-ți bat până acolo, că-i tare departe și pici. Nu poți nici înnota, nici parcurge, nu te lasă gravitația să pleci de la sol. Ca să ajungem acolo, nu poate fi decât harul lui Dumnezeu. Și dintre definițiile harului, cea mai mult îmi place cea care spune e ceva ce omul își dorește și nu poate dobândi. Ceva ce numai Dumnezeu poate da și Dumnezeu vrea să dea. Nu știu cât e de teologic, așa să o supun la toate rigorile, dar îmi place definiția asta. De harul lui Dumnezeu. Citeam despre scoțianul John Knox, care s-a luptat mult pentru credință, a avut de îndurat și rigorile reginei Angliei, care era împotrivă, că pe patul morții l-a ispitit diavolul și i-a zis, pe tine-i drept să te primească Dumnezeu, că te-ai luptat o viață și ai slujit. Dar el a fost pe fază, cum spune noi, și a zis, înapoi a mea, Satano, eu intru în rai prin harul lui Dumnezeu. A zis, Pavel, eu am lucrat mai mult ca toți. Nu eu, harul lui Dumnezeu. Sunt oameni mai deștepți ca noi în lumea asta. Poate cu fapte la activul lor, poate cu o descendență mai nobilă, dar în dreptul nostru s-a oprit Fiul lui Dumnezeu și ne-a chemat și ne-a dat har și vrea să ne dea har după har, mărit să fie Domnul. Cum să nu-i mulțumim, cum să nu-l binecuvântăm? Că s-a îndurat de noi, îmi spuneau un caz din Republica Moldova, o soră avea mai mulți copii și la rând așa, erau
cantitatea de calciu era foarte redusă din oase și tot timpul a avut ba unul cu o mână ruptă, ba unul cu un picior rupt, că tot se frângeau așa. Și era la, mai știu, la Chișinău sau dincolo, la Cerneu sau la Kiev, să nu greșesc. Și era așa mâhnită, era cu unul sau cu doi în spital. Și dintr-o dată a avut așa ca o revelație. În capitală, pe un bulevard, oameni mulți în jur, așa ca într-o zi de piață, de sărbătoare. Și a zis, Doamne, oprește-te, uite-te în jur. Zice, ce vrei să-mi spui, Doamne? Spune, da, Domnul, așa am făcut un clip, un videoclip așa de o secundă, două, trei. Din câți vezi tu acum în jur, niciunul nu e al meu. Tu ești singură care ești a mea și ești pe vecii vecilor. Și a zis, Doamne, dintre toți ăștia pe mine m-ai ales. Atunci să mai comentez că vreun picior rupt sau vreo fractură la mână. Iată de ce merită Dumnezeu să-L slăvim, că și-a pus ochii pe noi. Și-a hotărât să ne acorde har, dar nu doar așa har, să fii sănătos 100 de ani. E bună asta. Să ai favoare în lumea asta, să trăiești veșnic. Nu ne imaginăm noi ce e asta. Ce știm noi ce e raiul lui Dumnezeu? Dar una știm, că astea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și că este har și că asta e binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântare e ceva ce Dumnezeu rostește, de aceea se merită și noi să-L binecuvântăm la rândul nostru și să spunem, cum scrie în Psalmul 40, în Psalmul 70, cei ce iubesc mântuirea să strige fără încetare, prea mărit să fie Dumnezeu, mărire Domnului. Dragi miri, în casa voastră să vă fie rugăciunea asta permanentă, să socotiți că e har, să socotiți că este adevărat tot ceea ce ne spune Dumnezeu. Și să vă placă această atmosferă sfântă. În casa voastră să fie cântare, rugăciune, nu lucruri slabe, nu lucruri care nu-L încântă pe Dumnezeu, care nu atrag prezența sa binecuvântată. Să fie îngerii prezenți. Știți că se fac notițe, scrie în Maleahi capitolul 3, acolo unde este... Sunt adunați și iau aminte și scrie că vom fi o comoară în ziua aceea, Domnul își va aduce aminte de noi. Ce frumos! Era o familie tânără căsătorită, nu de mult, și cum sunt mamele mai grijulii, așa. Mama ta nu-i pe aici, dar imaginează-ți că vine sora Dina, Gina, așa pe nesimțite, pe neanunțate, știi? Să pândească, știi? S-a dus la geam se vadă ce fac tinerii. Și a auzit cum cântau. Măi, nu mai știu exact. Au intrat să cânte cu ei, s-au dus repede acasă la bărbat bucuroasă să-i spună, copiii noștri slujesc pe Domnul. Zice Ioan, eu n-am mai mare bucurie decât să aud pe copiii mei că umblă în adevăr. Da. Își doresc oamenii să meargă undeva după nuntă, să întorc, să aibă, să facă. Zice Solomon Eclesiastul în capitolul 2 că l-a apucat o mare deznădejde, că și-a urât tot ce a făcut. A fost depresiv la bătrânețe. Vă însă, bunul Dumnezeu, să vă dea har să-i puteți sluji cu dragă inimă. Eu mă opresc aici, reamintindu-vă ceea ce mi-a pus Domnul pe inimă să vă spun în această dimineață. O rugăciune îndrăzneață. Și o spuneți tot mereu. S-o spunem până în ultima clipă ca tâlharul, când ați, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Nu-l uit pe bunicul meu când m-a vizitat ultima dată la 90 de ani. Era pe pat, dar mai putut să-și zicea mâinile și a spus, nepoate, la revedere în împărăția lui Dumnezeu. Să-ți binecuvinteze Dumnezeu casa pentru veșnicie. Stimați părinți ai acestor doi miri, să vă dea bunul Dumnezeu har să vă vedeți pe toți în rai. E bine să aibă ceva, să nu umble desculți până acolo, să aibă încălțăminte, să nu umble prin ploaie, să aibă o casă. Dar, cum au zis doi așa în gară, unul se lăuda că așa sunt oamenii care au câte ceva, se fălesc cu bogăția lor cea mare. Și tot a spus, câte are, câte are. Ăla altul era mai sărac.
Și s-a supărat. Mă, nici nu știu dacă să te cred. A, unde ți-s? Să le văd. Păi cum să ți le arat că eu sunt în călătorie? Și atunci i-a venit o sclipire. Ai, și eu de aia n-am așa multe că sunt în călătorie. Dar ideea e unde sfârșesc călătoria, încotro mă duc, ce am acolo. Nu uitați, David a rostit această rugăciune pasionat de Domnul. El a zis, un lucru cer de la Domnul. Scriem 27 cu 4, 65 cu 4. Un lucru cer. Vreau să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Pe ăștia-i duce Dumnezeu care le place așa aici. Da. Stimați copiii, vouă vă place? Sau sunteți, cum am auzit eu, mă povestesc cineva de unul? Măi, nu i-a plăcut de mic la adunare. Îl întrebau ceilalți, cum e la adunare? Ca la pucărie. Ca la pușcărie. Și îmi povestea sora lui, zice, măi, are 50 de ani, e singur dintre noi care nu s-a pocăit. Nu vrea. Nu te duce Dumnezeu cu deasila în rai. Eu sar de acolo jos. Dar noi vrem să ne urci de aici sus. Doamne, ajută-ne. Dă-ne harul acesta și binecuvintează-ne. Că la urma urmei numai asta cerem, dar e destul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.